Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ce faceți, colegi? Uite, eu aș vrea să plătesc o factură la un furnizor de electricitate și nu... Și nu reușești? Da, nu se poate. Da, tu vrei... Ce cu tine? Luca, tu ești atent? Ăsta vrea să-și plătească impozite la timp. Da. Dacă se poate... Deci, prieteni, fiți atenți. Am următoarea situație și cred că o să mă puteți ajuta. Pentru că sunt convins că nu sunt singur în această situație. Pe la începutul anului, când a fost panica aia generală cu aulă, se scumpește curentul, ceea ce s-a și întâmplat, toată lumea s-a mutat la compania aia cu apă. Așa. Hidroelectrică, ce să mai discutăm. Da, eu eram la Enel și bun. Am primit și oferte de la Enel. Zice, pentru dumneavoastră avem un contract special. Super prețul de era de 3 ori mai mare. Și am zis, bă, nu vă supărați, chiar de 3 ori mai mare. Eu l-am acceptat. De joc. Eu l-am acceptat. Da. Am mărit salariu și l-am acceptat. Ai zis, dacă tot ți-am mărit salariu, să dai banii la curent. Exact. Și am zis, bă, nu se poate, totuși de 3 ori e porcărie. Și pentru că toată lumea zicea, bă, e hidroelectrică. Și am intrat pe comparatorul ANRE și am verificat, da, într-adevăr, hidroelectrică avea un tarif foarte bun. Și, de ce râzi, mă? Sigur, la ăștia e complicat, adică dacă e secetă cumva, e încurcat-o. Dar aia cumpără probabil curent după aceea direct din Dubai și o să fie mai scump, dar zic, hai, ce o să... prins Dunărea umflată și... Da. Ce poate să fie? Supralicitat. Am intrat la ei pe site, aveau un site, ce simplu e să vă... la noi, curent. Și aveau o ofertă bună, puțin mai mult decât cât plăteam eu, dar oricum nu de 3 ori mai mare cât avea Enel-ul. Am completat, am semnat cu degetul și au zis, ok, gata, demarăm formalitățile și o să fie abonatul nostru. Bravo, domnule. Și asta se întâmpla în februarie. Și acum mă uit, mi s-a părut mie ciudat că n-am mai primit nicio factură de la Enel. M-am uitat pe site unde am cont, nu știu ce, la Enel. Ultima factură a venit în martie. Ești în branșa acolo? Nu, am curent acasă, înțelegi? Dar nu... Ești vine, pe generator? Nu, da, nu vine nimic, nicio altă factură. Am încercat să intru pe site-ul Hidroelectrica, la mine nu funcționează. Adi, colegul nostru, mi-a explicat. Nu, trebuie să intri pe client.hidroelectrica, nu știu ce. E un site ascuns. Nici ăla nu merge. Adi a găsit, cumva, el a avut noroc că și el a trecut la Hidroelectrica și a găsit modalitatea, a intrat la un dat, a dat telefon, a stat o oră cu telefonul pe masă, zi, domnule, cum ai făcut, spune în fața colectivului, ce ai făcut, ia microfonul și vorbește. Am semnat și eu cu degețelul așa frumos. Așa. Am așteptat vreo săptămână, două, să mă caute cineva, să-mi dea e-mail, că da, sunteți clientul. Și nu te-a căutat. Nu m-a căutat nimeni. I-am căutat eu, răbdare la telefon. Ăsta mai rău ca ANAF-ul, caută până găsește. Vreo o oră, până când în sfârșit a răspuns cineva și mi-a confirmat, sunteți clientul nostru. Da. Asta era deja final de februarie. Da. Ieri, minune, a venit prima factură de la Hidroelectrica. Mamă! Am și plătit-o, sper. Dar nu e clar dacă s-a plătit sau nu. Asta e situația. Întrebarea mea e cât mai stau eu așa fără să plătesc curentul? Fii atent, eu zic și ce o să se întâmple când va trebui să-l plătesc? Eu zic de banii de curent. Faci tu o vacanță vara asta. Băi, mie și aștepți factura de vacanță cum ar veni. Da. Întoarce. Sunt din am la eliptică, pentru orice eventualitate. Adică știi asta mie, că poate cineva se trezește într-o zi și spune, ia mă, cine sunt rău plan? De cine? Bă, ia uite mă, ăsta n-a plătit niciodată, bă, băiatul ăsta din februarie treia să plătească. Ia taie curentul acum, imediat, știi? Auzi, da. Eu vreau să plătesc, dar nu știu cum. În cazul tău, cred că e o excepție. Ai căutat facturile pe ghiseu.ro? Că poate ți le-au trimis direct acolo. Sunt siguranță, nu? Da. Ia zi, Luca, ai ceva mesaje? Zice că ai un contiban pe factură. N-am nicio factură. Spui ce detalii să introduci la ordinul de plată. Nu am primit nicio factură. Eu nu știu că dacă Hidroelectrica știe dacă de mine. Dacă vrei, îl rugăm pe cel care ți-a trimis IBAN-ul. Ce IBAN, mă, băiatule? Asta, Bogdan din București, care este ca IBAN-ul. Bogdane, dă IBAN-ul lui Vlad și faci tu o plată. Pune niște bani în capul și scade de ei. Uite, dacă zice, chiar te frământă. Dan ne zice, am un generator de vânzare. E bun și asta. Altcineva zice, bună dimineața, Valentin, la Hidroelectrica facturile se emit cu aproximativ 2 luni întârziere, adică pentru luna martie am primit factura în mai. Uite, mai e cineva care zice că 2 luni apar facturile după 2 luni. Prima factură a apărut după 2 luni. Ok. Bine, și zice că pe baza CNP-ului poți vedea facturile sau trimite indexul pe site. Nu merge site-ul. E o problemă temporară. Eu cred că ăștia au fugit din țară. Cred că au avut o avalanșă de clienți, s-au speriat și au zis, bă, nu putem să gestionăm aici 285 de clienți pe secundă.
și au fugit din țară. E foarte posibil ca situația să fie generalizată și între alte companii și să fie până se reglează un pic schimbul ăsta de cetățeni. Uite, cineva ne spune că nici Enel nu a trimis facturi luna asta, se schimbă tarifarea de la 1 aprilie, nu mai e plafonare, se calculează mai greu. Da, suntem varză, eu nu știu ce mai plătesc curent, pe cuvântul meu, deci nu-mi dau seama ce se întâmplă, să ne ajute Dumnezeu. Așa, în purgatoriu, sunt între și între, între rai și iad. Cu facturile astea de la, ca să dau și concluzia, m-a ajutat colegul Adi. Mi-a pus CNP-ul pe site-ul Hidroelectric, ca site-ul Hidroelectric se deschide la el pe laptop. Ți-a pus CNP-ul la el pe calculator? Da, pe calculatorul lui. Pe calculatorul meu nu se deschide. Păi, eu am niște programe antivirus aici, poate că nu. Ia și tu un calculator. Da, și am reușit să deschid, se așa. Primește un mail în care te duce și îți arată lista facturilor din ultimele 12 luni. Deci eu am aflat... Și ai? Am zero. Nimic, adică nu am nicio factură, nimic. Ăsta, contractul meu este din luna februarie, de la începutul lunii februarie. Deci din februarie eu nu am primit nicio factură. Da, mă, dar e și influencer, poate contează și asta. Nimic. Aprinzi lumini, faci de-astea prin casă? Frigider la frigider, să aprinde lumina, am tăiat lumina să nu pot să mai țin în frigider. Îmi scrie un bun amic, zice, eu am semnat în aprilie, spune el. Săptămâna trecută am primit prima factură pe 3 zile. E bun. Cum? Nu înțeleg cum funcționează această companie de stat în continuare, nu? Nu, trebuia să se ducă la bursă să se listeze, nu s-a mai listat, s-a listat la bursă Hidroelectrică, nu știu. Hai să ne listăm mai târziu, da. Să mai rămânem cu... Da, dacă ne ascultă cineva de la Hidroelectrică, să știți că eu vreau să plătesc factura, adică fac declarație publică, să nu-mi tăiați curentul. Eu vreau să plătesc factura, trebuie să factura și o plătesc. Tu vrei să plătești factura? Chiar acum, pe moment, cred că se dau niște telefoane. Bă, tot zice, faceți-mă o factură. Nu are șeful de plătit încă, fă-i o factură. Băi, o mare, bă, că ăla are bani. Câteva mii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.